girată. Cum vă simțiți? Vi s-a întâmplat vreodată pe stradă, în casă, la voi, la alții, în orice mediu, s-au auzit persoane care țipă, urlă, lucruri care strântesc, se ceartă, sunt oameni furioși și poți să-mi spui cum te simți când în prezența ta, în mediul tău, auzi scandal? Nu să-mi spui mie, să te gândești tu. Sunt foarte mulți oameni care se simt teribil de inconfortabil în momentul în care în mediul lor, chiar dacă nu-i personal, sunt pe stradă și doi să țipă, ceartă și urlă unul la celălalt și asta îi fac să se simte teribil de inconfortabil. Dar în egală măsură ți s-a întâmplat să mergi pe stradă, la propriu, și la câțiva metri de tine să fie un grup de persoane care râd și se distrează și se simt foarte bine. Și vreau să te gândești, te-ai simțit confortabil sau te-ai simțit inconfortabil în care ai văzut acele persoane râzând? Sunt unele persoane care nu se simt confortabil când văd alte persoane râzând și simțindu-se bine. Asta e posibil că eu să nu fiu racordat cu emoția respectivă. Deci nu e vorba că emoția e bună, ci e vorba că eu mă simt inconfortabil cu acea emoție, așa că nu are nicio legătură cu furia. Are în egală măsură legătură poate și cu orice altă emoție, bucuria în cazul ăsta. Dacă nu ți este foarte clar, imaginează că ești într-o sală de cinematograf împreună cu încă 200 de persoane și pe ecran urlează o comedie fabuloasă. Bă, da, fabuloasă. Și în sală toată lumea râde în hohote. Și acum imaginează-ți două cazuri. Eu ca persoană sunt în sală și 200 de oameni râd în hohote. Și mă uit, bă frate, ia uite la ăștia ce mai râd. Sau pur și simplu nu-i aud, nu-i văd pentru că râd și eu. Observați, în momentul în care eu sunt racordat emoții, nici nu-i văd pe ceilalți că râd, nu-i văd pe ceilalți că se distrează, ci pur și simplu eu nu sunt racordat la emoția respectivă. Vorbeam despre emoții și hai să revenim totuși la furie. Despre furie, unii dintre voi știți, este o mare confuzie. De ce nu suntem racordați la o emoție? Probabil că în momentul în care suntem mici, dacă începem să ne bucurăm, să mă prin casă, taci din gură, taci din gură, taci din gură, taci din gură, da? Ei, la fel și cu furia, dacă încep să țip, păi stai că nu-mi convine, taci din gură, doamne, nu-i frumos, nu-i frumos să țip, băi, nu-i frumos să țip. Ok, dar observați textul, nu este frumos să țipi. Niciodată nu ți-a spus nimeni că nu este frumos să fii furios. Cea mai mare confuzie este greșeala de a confunda emoția cu comportamentul. Furia este o emoție, este ceea ce simt înăuntru. Iar dacă vrem să condamnăm ceva, condamnăm pe cei care lovesc și agresează, prin cuvinte sau prin lovituri. Da? Deci agresiunea este de condamnat, dar emoția nu este de condamnat. Poți să fiu furios și să nu te scoip, să nu te înjori, să nu te cognesc, dar să fiu furios și să-mi dau voie să fiu furios și să spun nu. Pentru că în loc să zic, nu fi mama dracului, pot să spun nu. De câte ori nu ai auzit, sau poate știi ce se întâmplă, ai auzit persoane care spun nu pot să spun nu. Sunt persoane care nu sunt racordate cu furia lor, pentru că a spune nu este un mod de a mă irita, mă înfuria asupra unui lucru care nu este ok pentru mine. Când nu este ok pentru mine, pot să iau ranga de jos și să-i crăp capul, pot să-l înjur și pot să-l scui, da? Sau pot să spun nu. Pentru că asta nu este ok în concordanță cu valorile mele și cu ce vreau eu, punct. Observați, furia este cea care mă ține departe de lucrurile pe care nu le doresc. Și mare chestie mișto, ți-am spus, două chestii extraordinar de mișto. O să întreb, păi cum să fac asta? Păi primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu mai negi furia pe care o simți. Pentru că persoanele care fac acțiuni destructive, verbale și fizice, sunt persoanele care își neagă furia, să știi. Dacă azi nu-mi convine ceva, mâine nu-mi convine ceva, pe mine un pahar strâmb pus pe masă, frate, și ia lumea foc, ia casa foc, ajungem, ne divorțăm, ne despărțim, ne bătem copiii, ne dăm angajați afară. De ce? Pentru că nu știm să controlăm furia, pentru că negăm și reprimăm tot timpul. Deci primul lucru pe care trebuie să-l ții minte, nu confunda emoția cu comportamentul. Doamne ferește să fim de acord cu oamenii care jignesc, care înjură, care te agresează, care te lovesc sau care te scuipă, bineînțeles. Este total de condamnat, numai că aici nu este vorba de furie, este vorba de cum se comportă omul care simte respectiva emoție. Furie este foarte bună în momentul în care vreau să opresc lucrurile care nu sunt ok pentru mine. Dar în egală măsură
Vreau să-ți mai dau o alternativă. Uite, îmi pare că n-am adus flipchart, o să încerc să desenez din mâini. Ai auzit vreo singură dată în viața ta o persoană care a spus: m-am lăsat de fumat. Bă, cum ai făcut? Ce metodă? Ce pastile? Ce ai făcut? Nimic. Pur și simplu. M-am lăsat de fumat. Ai dă-o încolo de-a treia. Pur și simplu. Stăteam, uite așa, mergeam, pac, pac, m-am lăsat de fumat și merg mai departe și m-am lăsat de fumat. Nu vreau să spun cum să lasă oamenii de fumat spontan. În momentul în care, împotriva unui lucru care nu este ok pentru mine, fumat, băut, nedormit, stat, jucat jocuri la calculator, da? Jocuri de noroc și așa mai departe, în momentul zic: bă, frate, nu mai vreau, m-am săturat. Bă, m-am săturat, frate. Voi ce credeți, că scap de dependență din obicei prost cum? Stând așa și gândit, da, e foarte bine de mâine să mă duc la sală, nu? Stai să mă gândesc, că sunt rațional, nu? Aha, e bine, dar știu că dă și la televizor că trebuie să faci jumătate de oră de mișcare fizică. Băi, ce chestie, nu știam, noroc că mi-a dat reclama la televizor. Acum că știu, mă duc la sală, mă las de fumat, mănânc sănătos, frate, îmi schimb viața, pentru că știu. Nu, oamenii care fac asta zic: bă, frate, nu mă mai încap hainele, m-am săturat acum. Observați? N-am înjurat, n-am bătut pe nici păcat pe mine. N-am zis că sunt rău, ci pur și simplu am strâns această emoție ca să schimb ceva în viața mea, cât de folositoare este. Pentru că este una din cele două emoții cu care poți să schimbi viața. Dar ești curios? Care sunt cele două? Una este furia. Și să știi că din nefericire este cea mai puternică și cea mai des întâlnită. Este, îți dau și alternativa cealaltă imediat și tu decizi dacă vrei să schimbi viața cu furie sau cu cealaltă emoție pe care ți-o dau. Majoritatea oamenilor care iau decizii radicale, fundamentale și schimbă viața, o schimbă din hotărâre. Hotărârea este dată de furie. Hotărârea nu este: m-am hotărât. Știu că e bine, că am văzut la televizor și mama tot îmi spunea, am 50 de ani și mama tot îmi spune să nu fumez. Da, m-am hotărât acum, da? Peste 5 minute, m-am hotărât atunci, acum m-am deshotărât. Nu, pentru că n-am suficiente emoții. Întotdeauna îți trebuie emoții puternică ca să schimbi realmente ceva în viața ta. Simpla idee nu-i de ajuns, pentru că altfel n-ar trebui să ne dea aceste reclamele de 200 de ori la televizor și toți vorbiți de faptul că să mănânc mai sănătos, să fac mișcare, să mă las de fumat, să mă trezesc dimineața, să-mi fac viața frumoasă și să mă port frumos cu nevastă mea și cu copiii și ei să poarte frumos cu mine și să nu ne mai certăm, Doamne ferește, niciodată. Ei, dar de ce nu se întâmplă asta? De ce nu te duci grabnic la sală? De ce nu faci în fiecare zi mișcare? De ce nu mănânci sănătos? Pentru că te gândești foarte mult și ți-e frică de furie, ți-e frică să te hotărăști ca să faci acest lucru. Și hotărârea este vorba de emoții. Observați, nu-i vorba de niciun comportament inadecvat. Dimpotrivă, admirăm oamenii care se hotărăsc, frate! Observați, nimeni nu fuge de oamenii care se hotărăsc. Nimeni nu spune: ia uite-l și pe ăla cum s-a hotărât. Nu, dimpotrivă, este emoție din care mă apuc și fac lucruri și schimb lucrurile în viața mea. Dacă fug de furie, dacă mi-e frică de ea, dacă o alung, dacă spun că este nașpa, voi sta acolo în grămădină, nu voi ști să spun nu și îmi voi propune timp de ani de zile să fac o schimbare în viața mea. Și pe lângă asta, ori începe să vină rușinea când o fac, vinovăția că nu m-am apucat, tristețea că nu sunt bun de nimic, da? Și la un moment dat mă voi înfuria pe viață și pe mine și sunt unii care să-și sinucid. De ce? Pentru că foc de furie, frate. Furie este sănătoasă și frumoasă. Cea de-a doua emoție din care se fac schimbări este entuziasmul. Ce că zic? Mamă, cât de tare, băi, ce mișto, frate, abia, mamă, cât de faine, da? Ți-e mai ușor să ajungi în entuziastică? Filmul trecut am vorbit despre bucurie, spunea că entuziasmul este paroxismul bucuriei. Entuziasmul este cel ăla care îi face pe oameni să viseze, să-și vadă visul înainte de a se îndeplini, să pună mâna pe el, să-i încânte atât de tare încât să se apuce de treabă. Sau, bineînțeles, poți să devină hotărâți să facă un lucru. Cât timp ai dificultăți cu emoția de furie, o să mă întrebi: ok, și cum rezolv cu emoția de furie? În primul rând spune-ți: băi, e furia mea și fac ce vreau cu ea. Încearcă să-ți despui tu ție când simți asta: mă simt iritat, mă simt nervos. Este mod de ecologic, te enervează cineva, spune-i: mă simt nervos. Nu spune: mai enervat. Asta este cheia comunicării emoției de furie. Și ție spune-ți: bă, sunt așa, cât de des poți, ca să nu înghiți și să răzbufnească și să răstoarne munții și relațiile și viața ta. Mama ei dă treabă, da? Hotărăște-te să fii prieten cu furia. Este una din lucrurile bune pe care poți să le faci în viața ta.
Și acum s-au făcut exact 10 minute în care am vorbit despre o emoție fascinantă, una din cele mai puternice, cele mai spumoase, furia. Deci spune binevenit furie în viața ta, împacă-te cu ea, spune-i pe nume, spune m-am enervat în loc de mai enervat, da? Spune sunt furios în loc de dobitocul dracului, da? Este foarte simplu, vorbește despre tine și emoțiile tale și împacă-te cu furia și o să vezi cum ți se schimbă viața. Mai multe, după ce urmărim tot calopul și reușesc să ating toate cele 10 emoții. Am terminat și live-ul despre furie, mulți dintre voi știați bucățele din asta, dar sper că v-am energizat în legătură cu această emoție, pentru că una este să știu, să aud, să înțeleg și toate să ajungă la mine și să încep să mă comport ca atare. Mirador de voi, cu toate sărbătorile astea ne-am văzut date de două ori, dar după cum sunt știrile, sunt șanse să ne vedem cât se poate de din nou în sală online, dar până atunci... Dacă nu ai lucrat cu mine, vină la Restart și la Gemox, unde asta facem, ne împrietenim cu emoțiile ca să le punem să lucreze în folosul nostru, nu împotriva noastră. Ok. Până mai vin idei, dacă aveți vreo întrebare. Am ieșit pentru cei care nu ne cunoaștem, nu sunt din comunitate. Ăsta e moment informal. Eu am terminat ce am de spus. O să tai bucata asta, filmul mai târziu. Acum suntem într-o discuție liberă în care te rog să te comporți tu informal, să-ți iei o țigară dacă fumezi, să-ți iei un suc dacă, sau o bere dacă vrei, pentru că este suficient de târziu. Așa o să fac și eu, să-mi iau o țigară și mai stăm de vorbă. Aprindem toți iar. Ok. Avem întrebări? E posibil că suntem curioși să asociem această stare cu un moment asemănător din trecut, la nivel subconștient? E posibil că suntem furioși să asociem acest moment cu o stare din trecut. Asta e o pretenție de analiză sau de psihanaliză sau de... tendința noastră tot timpul să căutăm cauzalitate. Ce pot să spun? Că în momentul în care suntem furioși, nu asociem, nu facem, nu gândim. Deci este foarte puternică dezlănțuirea furiei pe care o reprimăm foarte mult. Când se dezlănțuie, nu mai facem nicio asociere. Pur și simplu ne înfuriem, vedem roșu în fața ochilor. Am avut persoane cu care am lucrat și mi-au zis: Grațian, vreau să lucrăm pentru că când mă înfuri, nu știu ce se întâmplă, am copil, mi-e frică să mă trezesc din ceața aia și să văd că am făcut un lucru ireparabil. Da? Deci când ne înfuriem, nu asociem nimic, îți garantez. Pentru că dacă putea să asociem când ne înfuriem, atunci am asociat, ne-am gândit că nu este bine, ne-am calmat, ne-am relaxat. Nu, când ne înfuriem, pur și simplu dăm drumul la straturi nesfârșite de furie reprimată în timp, pentru că credem că furia este proastă. Cunoașteți o persoană care are o părere proastă despre furie și nu se înfurie niciodată? Eu cunosc câțiva. Deci sunt deja probleme de psihopatologie, adică credința că... Și teoretic aș crede dacă ar fi tot timpul fericiți. Am fost în locuri cu oameni prețioși, în mănăstire, în străinătate, în Tibet, în Peru. Am văzut oameni înălțați spiritual în momentul în care au o problemă și spun: bă frate, bă, ne închide bă, poarta, bă frate călugări, închide poarta că ies caple și mănâncă ea. Oamenii își... exprimă. În momentul în care îmi blochez furia, nu mai pot să accesez celelalte. Vorbim de iubire, vorbim de acceptare. Păi nu prea sunt spiritual în momentul în care îmi blochez. Sunt spiritual în cuvinte și în minte și în vorbe, nu sunt în suflet. Pentru că fac ceea ce cred că e bine, nu ceea ce simt. În momentul în care blochez furia, mă blochez pe mine ca om și ca persoană, pentru că sunt format din toate emoțiile mele. Problema este să nu mă comport ca atare. Ține minte, între emoții și comportament. Hai că mai venit întrebări. Furia o trăim în singurătate sau o poți și în public? Adică te retragi dacă ești în public. Asta e întrebare retorică? Furia o trăim în singurătate sau în public? Păi, n-ai văzut niciodată furie în public? Niciodată, niciodată? Deci furia, cum știi și tu să trăiești și în singurătate și în public? Deci, chiar, probabil vrei să-mi întrebi altceva, dar uite, nu mă prind. Există oameni care s-au născut furioși, așa cum unii sunt furioși, dragul lor este furia, ce e de făcut? Eu am fost la maternitate la nașterea a doi dintre copiii mei și mi-aduc aminte că după ce se nășteau copiii, asistentele aveau niște
s-a luat foarte precise, știi, ăștia sunt oameni furioși, ăștia sunt oameni calmi și iau pe noi născuți și duceau la furioși, știi, și ăștia la oameni calmi. În primul rând, ce înseamnă furios? Și eu sunt furios, și tu ești furios, și el e furios, toți suntem furioși. Este frumos să fim furioși, ne ajută să fim furioși. Probabil că tu te referi în continuare la comportamentul oamenilor agresivi. Oamenii nu s-au născut neapărat agresivi. Este un impuls, pentru că toți știm, vezi, citește Împăratul Muștelor, care ilustrează foarte bine asta. Copiii au o tendință de agresivitate, de agresiune. Noi nu trebuie să învățăm iubirea pe copii, noi trebuie să îi le calmăm agresiunea naturală, da? Pentru că e un proces de evoluție, de culturalizare și de socializare, da? Nu ne-am născut furioși, adică în sensul că toți simțim furie și e firesc și natural să simțim furie. Educația ar trebui spre comportamentele furiei. Adică, Gigel, fii furios, dar nu trebuie să spargi vaza. Fii furios, dar nu-i scoate ochii lui soarta. Da, Gigel, înțeleg că ești nervos, da? Da? Dar nu trebuie să îl muși pe colegul de la groapa de nisip. Okay? Deci asta e educația reală care trebuie să le dăm pe comportament. Pentru că dacă noi dăm pe emoții, după aia comportamentele scapă de sub control. Dacă eu nu-i spun omului vis-a-vis de comportament omulețului, vis-a-vis de comportament și zic de emoție, îi reprim emoția, nu și-o trăiește, se adună și păi, mă, dă de gard rău de tot. Cum știi și tu că ți se întâmplă probabil și ție? Niște comentarii și eu țin minte mine, ca să nu mă vadă lumea nervoasă și când spădezi, din păcate, reacționezi așa rău, de mi-e frică de mine. Da. Când, într-adevăr, când ținem în... Deci mecanismul fundamental ăsta este neg emoția de furie, să adună în straturi, în momentul în care ajunge la supraplin, izbucnește și nu mai poți să controlezi comportamentul, nivelul vocii, al cuvintelor, al înjurăturilor, al loviturilor. Nu mai este sub controlul meu, pentru că emoția, orice emoție dorește să fie trăită. Și dacă eu nu trăiesc o dată, de două, de cinci, de șapte ori, sunt scandalele monstru. Deci când în istoria mea de lucru, terapie pe cuplu, când oamenii ajung în despărțire, când vor să divorțeze, niciun caz, dacă stai de vorbă cu ei, nu se despar pe lucrurile pe care și le-au promis sau pe cum era la început. Păi știi că ai promis că uite că ne măplim și nu știu ce, nu știu cum. Se despar pe prostii, care prostii sunt alimentate de furiile neexprimate, de emoția asta, de furie, da? Și nu își exprimă furiile, au învățat că e prost și pe urmă, fiind aproape bărbatul și nevasta, încep să-și crape capul unul celuilalt. Fizic, verbal, prin ton, prin voce, prin mimică și așa mai departe. Cam asta e mecanismul de despărțire. Reprimarea furiei, observați, furia e mișto că schimbă viața în bine, iar furia reprimată, pe care nu o recunoști, nu o numești și nu o trăiești, îți distruge viața. Jobul, salariile, relațiile cu colegii, cu familiile, cu rudele, cu nevasta, cu bărbatul, cu copiii, da? Ok. Doar simplu fapt că am fost crescut gândind prost despre furie, care este minunată, furie este minunată. Încă o dată, comportamentul agresiv este de condamnat. Cred că sunt foarte clar, eu așa cred. Tatăl meu câte furie în mare parte sunt din greșelile lui și mereu de vină pe oricine iese în cale, în special mama. Câteva zile nu vorbesc cu nimeni, apoi după câteva zile caută atenție, dar nu cer niciodată iertare și nu realizează că furia lui face rău altora, că țipă și dă vina pe alții. În momentul că poate nu ți-a auzit, vorbește o persoană despre tatăl care se înfurie foarte des, dă vina pe ceilalți, pe copil sau pe nevastă mai ales, și nu-și cere niciodată iertare și așa mai departe. În momentul în care vorbim de un caz de un membru al familiei, din experiența mea, și dacă sunt doar doi, soț, soție, dar dacă sunt și mai mult, soț, soție, copii și familie extinsă, este cel mai toxic lucru să vorbești despre o persoană. Pentru că în momentul în care vorbim de un sistem familial, fii atent, folosesc cuvântul sistem, este un sistem, este o sinergie, o conexiune între elementele sistemului. Este exclus posibilitatea ca toate celelalte persoane să se poarte super fain și există globul, mărul stricat, globul, care zice, cu siguranță persoana care se manifestă așa are și a provocări, sentimente de atitudine, de dispreț, de învinovățire și mai departe, care se manifestă poate non-verbal, poate persoanele din jur, de exemplu, frica poate să provoace furie. Dacă eu ca copil stau așa ca frică, normal, eu sufăr și când sufăr mă enervez, dacă, mai ales dacă am și băut, am luat ceva la bord, mă enervez.
frica, disprețul, tăcerea rece, da? În momentul în care ca nevastă, da, sigur, uite, poftim, îți dau așa, ok. Teoretic face totul pentru bărbatul ei, dar acea tăcere rece pentru o persoană, cum ar fi tatăl tău, care nu a fost învățat să-și exprime emoțiile, izbucnește, încearcă să transmită că nu-mi convine, dar nu știe să spună că nu-i convine. Nici mama nu știe să spună că nu-i convine, nici tata nu știe să spună că nu-i convine și dau fiecare întotdeauna, să știți că dau cu instrumente diferite. Dacă de din afară zici că uite ăsta țipă doar, ăla nu țipă, da? Cu siguranță ăla îl dă și el. Crede-mă că întotdeauna dă și el. Poate să dea din dispreț, din stonewall, din răcela feții, din mimică sau din indiferență, da? Cum zicea Marin Predan, cel mai iubit dintre pământeni, când intram în casă și vedeam pe Melania stând în dormitor cu ușa deschisă ca să o văd, da? Pus în pat cu fundul spre ușă citind, da? Adică în sensul că nici nu contest pentru mine, omul se înfuria. Observați, teoretic e o femeie care stă în pat, citește, vine bărbatul, deschide ușa, intră în casă și se înfurie. Hello! Deci noi toți dăm unul în ceilalți, dar când o persoană nu-și controlează furia și devine agresiv, deci comportamentul, e atât de convenabil să dăm vina pe el, Dumnezeule, e atât de... De ce? Că e ușor. Că-l vedem. Ia uite, e furios, e rău, pentru că am auzit de mici copii că este rău. Și atunci, ăștia care își dau drumul mai mult la emoții, devin oaie neagră. Când devin oaie neagră pentru ceilalți, ce credeți că fac? Sunt furios și mai tare, pe tata o morți, mă, și de treabă tot, eu sunt singur rău, dar toți sunt buni. Dar el nu știe să spună și să ceară ce și-ar dori, ci doar primește, este și lovit de mai departe. Nu aprob și nu condamn niciunul din ele, ci vreau să spun că întotdeauna este vorba o conexiune și o sinergie între membrii familiei și că nu e ok, indiferent dacă e mama, indiferent dacă e tata, indiferent dacă e un străin, nu e ok să condamn un element al sistemului înainte de a vedea care e sinergia sistemului, ce se întâmplă acolo înăuntru în familie. Dar cu siguranță tu, care ești din acea familie, știi mai bine cum stau lucrurile. Cum putem să ne exprimăm furia sănătos, chiar și atunci când e bine să faci ceva, să distrugi ceva? Cum putem să evităm un comportament destructiv? Am spus în primele 10 minute. Ca să-mi exprim furia ecologic sănătos, este să nu o îndrept spre altcineva. Să o spun, să o numesc eu, să spun, bă, sunt nervos, bă, frate, m-am enervat, bă, sunt nervos, frate, nu mai pot, observați? Sau mai enervat, da, observați? Mai enervat. Oh, da? Ok. Nici nu înjur sau jignesc, ci pur și simplu ce să mai zic? Și înjur și da, ok. Nu vorbesc despre așa exprim. Vorbesc despre emoția mea. Bă, dar m-a luat draci, frate. Bă, cât m-am enervat. Ia pune-te în fața mea, observ. Că vezi așa că-s nervos, poate nu te simți bine că-s nervos, dar nu te lovesc, observ că nu vorbesc despre tine. Am mai spus asta în filmul, e comunicarea claxon. Dacă ai fost vreodată în mașină, pe stradă și în spatele tău șoferii făceau cu claxonul, tu, da? Nu te-ai simțit confortabil, da? La fel, în momentul în care sunt furios, dacă vorbesc, tu, oh, nu e ok. Observ, n-am înjurat, n-am scuipat, n-am bătut, da? N-am tras un șut în spate, o palmă după ceafă. Am zis tu. Nu, vorbește cu eu. Eu m-am enervat, eu sunt furios. Aoleu, m-am luat draci, frate, da? Observ? Deci reușesc să-mi eliberez o parte din furie în așa fel încât să nu fii toxic atât de mult pentru ceilalți. Pentru că comportamentul meu nu este agresiv nici verbal, nici comportamental în mod direct față de ei. O educ, păi dacă nu o manifest, nu o verbalizez, cum o elimin? Nu înțeleg întrebarea. O educ? Seamnă întrebării? Păi dacă nu o manifest... Dacă nu o manifest și nu o verbalizez, cum o elimin? Dar am pledat eu pentru reprimarea emoției. Vorbim de cât timp? De 25 de minute. Am zis eu vreo singură clipă să nu manifest emoția? Din potrivă, am spus să manifest această emoție, să o exprim, să o numesc chiar. Da? Comportamentul să nu-l fac, să nu-i crăp capul, să nu-l scuip, să nu-l înjur. Din potrivă, chiar în clipa asta spun eu, să zic, bă, uite, sunt nervos, o să o numesc, eu sunt nervos, m-am enervat. Da? Sunt frustrat, frate, da? Ok? Pentru că sunt mai multe nuanțe de furie. Da, numește-o. Manifesto, non drepta asupra celorlalți. A fost foarte precis ce am spus.
ăla e comportamentul agresiv. Când îl înjur, când îl lovesc, când îl bat, când îl scuip, când îl mușc, da? Atunci e un comportament, nu-i furie. Sunt oameni care pur și simplu stau așa și se duc și trag unul la unul fără să fie deloc furioși. E cu un comportament agresiv. Nu trebuie să fii nervos să-l înjuri pe unul. Hai mă, du-te în morții, măi. Nu-s deloc nervos. Nu mă interesează. Asta e un comportament agresiv și nu sunt furios. Da? Sunt unii care lovesc pe alții fără să fie furioși. N-au nicio legătură comportamentul cu emoția. Eu tocmai spuneam să elimin comportamentele negative și să-mi exprim emoția. Cum să spun despre mine, nu despre tu. Și în momentul în care eu spun despre mine și îmi numesc emoția și spun eu sunt furios, în momentul ăla reglez relația mea cu furia. Și în felul ăsta nu mă mai domin atât de mult, nu mă mai împinge să fac lucruri pe care să le regret ulterior. Credeam că am fost precis. A mai rămas confuzie? Cum să spun tot ea? Cum să spun de nu-mi convine? Cum să spun, nu-mi convine. Dacă ne luăm puțin la semantica, nu-mi convine. Deci cred că nimănui nu-i place o persoană care nu-i convine nimic, frate. Da? Deci dacă vrei să te învăț, uite, te învăț să folosești altă terminologie. Spune, să știi că nu sunt de acord cu asta. Este o diferență foarte mare. Nu-mi convine, dar nu-mi convine. Nu, dar asta nu-mi convine. Frate, eu prefer să trăiesc cu un om furios decât cu un om care să nu-i convină nimic, că îți dau cuvântul meu. Da? Nu-mi convine, nu-mi convine, nu-mi convine. Iar dacă spui nu-mi convine acest lucru și în aceeași zi spui de trei ori că-ți convine alte lucruri, o să vezi că nu e nicio problemă dacă nu-ți convine. Ideea e că oamenii care folosesc cuvintele nu-mi convine, folosesc doar nu-mi convine, folosesc des nu-mi convine, dar niciodată nu spun, băi, e și ceva poate care îți convine. Numai că oamenii ăștia, ce e bine este firesc să li se cuvine, în rest totul nu le convine. Uite că am făcut și o poezie. Da? Dacă vrei să fii ecologic, da? Spune, nu sunt de acord. Să știi că cu acest lucru nu sunt de acord. Sunt altfel decât nu-mi convine. Nu crezi? La timpan așa și în spectrul emoțional. Ca în ce simți când spun, nu sunt de acord cu asta sau nu-mi convine asta? Când spun, bă, nu-mi convine asta, teoretic, energetic, e ca și cum ești drăhat. Da? Vine băi Ioane, ia vină cu acea, băi, bă, ia vină cu acea. Ai făcut bă, rapoartele alea pe care ți le-am zis despre clientul ăla? Păi le-am făcut, bă, știi ce, dar nu-mi convine frate că mi le faci așa. Nu-mi convine aia, sau îi spun, băi Ioane, să zic că nu sunt de acord să-mi dai rapoartele cu 10 minute mai târziu decât ți le-am cerut. Cum sună? De simplu, fapt, nu-mi convine, este o persoană pricinoasă. Nu știu, nu te cunosc, că nu mă uit niciodată cine scrie. Dar gândește-te și tu, scoate nu-mi convine, pentru că e un bici pe care îl dai asupra celor. Nu-mi convine, nu-mi convine. Ți-ar plăcea să auzi de la cineva zilnic, bă, știi ce, nu-mi convine că faci asta, nu-mi convine cum face aia, nu-mi convine. Nu poți să spui, uite, mi-aș dori așa, sau nu sunt de acord cu asta. Menu? Ce faci când într-o stare de emoție puternică, de furie, iei hotărâri proaste și greșite pentru viitor? Și nu mi-am reprimat niciodată furie. Nu ți-ai reprimat niciodată furie. Greu de crezut nu trebuie fi vorba. Când într-o stare de furie iei hotărâri proaste pentru viitor, nu știu de ce ai băgat paranteza că nu mi-am reprimat niciodată furia. Este ok, pentru că hotărâri proaste pentru viitor poți să iei și când ești calm. Și noi toți luăm de multe ori hotărâri proaste pentru viitor și când suntem încântați. Da? Poate ai ieșit la o întâlnire cu cineva și ai fost foarte încântat și ai cerut-o de nevastă. Poate e o hotărâre proastă, când ai stat să te mai gândești puțin. Și n-a fost din furie, a fost dintre emoții foarte faină. Emoții, decizii proaste luăm din toate emoțiile, așa că nu învinovățim furia de deciziile proaste. Putem învinovăți furia doar de comportamente proaste. Dacă eu mă înfurii și le iau pe fii, înțeles, și trântesc una și îl dau cu capul de pereți, asta într-adevăr este ceva ce o să regret. Asta e de regretat, comportamentul. Dar să nu dăm vina pe deciziile noastre pe furie. Dimpotrivă, din furie și dacă nu ți-o reprim, ia tu o decizie bună pentru tine. Gândește-te ce n-ai obținut până acum și în furie te practic. Ai zis că nu reprim și zici, nu mai fac așa în viața mea, să moară mama dacă mai fac. Bă, m-am săturat. Ia folosește furia să vezi ce mișto te servește. Dacă tot nu o reprim niciodată, folosește și obține absolut ce vrei. Mă pun în context
cu altcineva, impulsul meu necontrolat este de a da vina și a răni înapoi persoana cealaltă. În orice situație, chiar și atunci când lucrul respectiv poate a ținut de mine. Ce aș putea gândi? Nu știu dacă ți-a auzit întrebarea. Când mă înfurii într-un context de relație cu o altă persoană, tendința mea este să dau vina pe cealaltă persoană sau pe altceva sau pe altcineva. Și ce aș putea să fac de asta? E puțin ca carul înaintea boilor, știi? Ca și cum mai pune căruța să tragă boi. Lucru care nu se poate. Pentru că mecanismul pe care simt eu din povestea pe care mi-o spui tu, când simți că n-ai făcut o chestie foarte bine, te înfurii și dai vina pe alții. Deci la tine apare întâi vinovăția și după aia furia. Deci nu te înfurii și după aia dai vina pe alții, ci tu întâi simți vinovăție și ca să scapi de vinovăție, te înfurii și dai vina pe alții, că este foarte simplu să dai vina pe alții. Știți un lucru mai ușor decât să dai vina pe alții? Unul și am scăpat de vinovăție. Dar cum să dau vina pe alții, așa pur și simplu? Știi că am făcut o chestie de căcat și pe urmă zic că nu, n-am făcut, uite, fiul m-a făcut-o. Nu, tu trebuie să mă înfurii. A, nu, par, nu, mă dau, deci eu, cum adică eu? Nu, eu, ăla a greșit. Da, trebuie să mă înfurii ca să scap de vinovăție. Mă duc pe scara emoțiilor, da? Bag de la vinovăție, băi, n-am mai să-ți păfurii și am scăpat de vinovăție și după aia trebuie să rezolv ceva. A, gata, găsesc pe cineva. Vremea, Dumnezeu, politica, copilul, nevasta, bărbatul, tata, mama, gică care a parcat prost, totdeauna este altcineva de vină. Și în momentul ăla nu mă mai simt vinovat cu nimic, sunt o persoană foarte bună și așa mă enervez foarte des și îmi vinovățesc pe alții. În loc să-mi spun, bă frate, stai puțin, asta e partea mea, uite aici am dat-o eu de gard. Spune-ți tu des, uite aici am dat-o eu de gard, în afară de cazul în care ești o ființă perfectă și nu greșești niciodată și o să vezi că nu mai învinovățești pe ceilalți. Pot transforma furia în bucurie? Eu așa am făcut în metrou când cineva avea telefonul dat tare. Hai, taci că-ți place melodia asta. Hai că după 10 secunde va da încet. Nu făceam scenarii și am râs sub mască. Da, tu îmi dai un exemplu de management ecologic al furiei. Bă, mă enervez că unul ascultă manele în metrou și până la urmă încep să mă amuz pe faptul că m-am furiat. Hai mă, nu te mai furia atât azi. Poate n-ați auzit ce spunea persoana, ce scria persoana, da? Ok? Că până la urmă e o melodie, frate, și îți place. Da, ok, e un lucru frumos. Interesant ar fi să aplici asta și în cercul mai apropiat, că de obicei scăpăm control cel mai mult cu cei foarte apropiați, da? Relații de cuplu, copii, părinți, cam acolo, angajați, colaboratori, parteneri. Cu cât suntem mai apropiați, cu atât scăpăm frâne la furii mai tare. Foarte puțini oameni, așa, când se întâlnesc la restaurant sau undeva la o petrecere, așa, scapă frâile. Nu, acolo sunt foarte pâine, zici, bă, eu m-am certat cu nevastă mea ieri și alaltă nu m-am certat și uite ăștia cum se poartă unul. Deci ai impresia că toată lumea este, mamă, cât de mișto și numai tu ești nasol din punctul ăsta de vedere. Nu, tot se ceartă, frate, numai că se ceartă cu aia apropiat, știi, cam cu aia ne certăm. Ăla din metro, ce să fac? Mă duc acum și îi spun să dea muzica mai încet. E într-o polemică, ăla nu o să vrea, eu încerc să-l convinc, ăla nu vrea, mă simt și prost că mi-am pierdut timpul. Hai să fim serioși. O metodă foarte bună, dar încearcă și cu cei apropiați. Când nevasta, bărbatul sau copilul sau măta și cu taică, tu te fracă la ridică la telefon cu ceva și te enervezi, ia zis la fel. Hai mă, lasă-mă cum nicio problemă și ai scăpat. Sigur, se poate. Nu este ușor cu cei apropiați. Ceata poate și trebuie să fie ecologică. Și totuși nu se poate întâmpla între oricare doi oameni pentru că nu suntem la fel. Unul vrea să-și consume starea, iar celălalt își dă și adaug. În loc să fie ceva constructiv, se pun straturi peste straturi. În primul rând, cearta este ceartă. Din start rămâneți în confuzie, este foarte greu în 10 minute să luminezi total cazul. Cearta este fenomenologic ce se întâmplă. Cearta nu este emoția. Emoția este de furie. Emoția de furie poate să nu produce cearta. Cearta nu are nicio legătură. Cearta e ce se întâmplă între cei doi oameni. Și dacă cei doi oameni nu s-ar răni și nu s-ar lovi și nu s-ar jigni, nici n-ar fi ceartă. Da, frate, m-am enervat, bă, și eu m-am enervat, bă, cine am enervat amândoi, bă, ce nervos suntem, ok, bă, cum dracu să o facem data viitoare, bă, hai să o facem așa, bă, știi ce, hai, fii atent, tu faci de aici până aici, da, mă, și eu de acolo până acolo, observ, am țipat unul la altul, am fost furioși amândoi, dar nu ne-am lovit și hotărâm ceva, emoția asta nu ne împiede, nu, ceartă este când ne lovim și ne rănim, tu vorbești despre ceartă, da, emoția de furie este ok, modul în care intrăm în interacțiune, cum o denumim noi cearta, ce înseamnă pentru noi ceartă, înseamnă
condimentarea cu comportamente și acțiune, emoții de furie. Eu mă raportam la furie, la emoții. E bună, e faină, ne face să trăim. Un studiu pe care l-am făcut, trebuie să recunosc așa puțin pricinos, cu un grup de femei cu care am lucrat. Deci, absolut toate mi-au confirmat că fundamental când se enervează să simt bine, frate. Deci noi ne simțim bine atunci când ne simțim foarte vii, trăim intens, frate, avem energie multă. Asta a fost pledoarea mea la început, să folosim această energie ca să schimbăm ceva în viața noastră. Dacă sunt așa, da, mă gândesc, ca o baligă, bă, când mă înfurii, am energie, frate. Și atunci, decât să am un comportament destructiv, să jignesc și să lovesc, pot să folosesc asta ca să schimb. Restul întrebării mi-a scăpat? M-a legat doar de cuvântul ceartă? Nu, a fost întrebare, a fost întrebare. Așa, nu se poate întâmpla între oricare doi oameni. Ba da, cearta se poate întâmpla între oricare doi oameni. Ideea este că n-au suficient de multe de împărțit. Ia oricare doi oameni, pune-i să stea în aceeași casă și o să se certe. Da? Deci, practic, tu crezi că dacă schimbi nevasta sau bărbatul, nu o să te mai cerți? Pe principiu că nu se poate întâmpla între oricare doi oameni. Crezi că numai tu cu nevasta sau cu bărbatul te cerți? Hai să fim serioși. Ba mai mult, spre sfârșitul frazei spui ceva. Că unul mai se ceartă și unul se închide în el. Da, sunt patru cavalerii apocalipsei. Sunt patru trigere de despărțire, de divorț. Și întotdeauna vin combinați. Foarte rar vin ca la mine și nevastă mea când țipăm unul la altul, da? Și ne enervăm amândoi. Da? Deci, de obicei, într-adevăr, când unul țipă, celălalt intră în stonewall, adică într-un zid de stâncă, deci într-un zid rece și nu mai, ok, nu se mai ceartă. Și atunci sunt cupluri în care unul se ceartă singur. Dar nu se ceartă singur, se ceartă amândoi cu arme diferite, exact cum spuneam și mai devreme la colegul sau colega care vorbea de tată care era foarte agresiv, nu violent, nu furios, agresiv era. Nu era furios, că poți să fii furios fără să fii agresiv. Dar cearta se poate între oricare doi oameni, numai că sunt instrumente diferite. Ce cred că nu poți să te cer cu fundul, apropo de Marin Preda, cel mai bine dintre pământeni, și o grămadă de alte situații. Da, orice persoană care coexistă ajung la disensiuni. Disensiunile ridică nivelul emoțional și atunci e vorba de educația noastră emoțională, cum folosim asta pentru a merge mai departe, a rezolva lucruri și ne fi mai bine, sau o distruge și mai tare relația. E vorba de comportamente, de ceea ce facem, nu de ceea ce simțim. E normal să nu ne convină. Dacă eu am trăit într-o familie, înțelegi, în care chiloții se țineau însertat de sus și nevasta ta a trăit într-o familie în care chiloții se țineau în dulap și eu nu-i găsesc, îi zic odată, ea și ea e inconfortabil și ajungem să ne irităm pe chestia asta. Și gândiți-vă cât de complexă e relația între soț-soție, copil-părinte, relații de parteneriat, șef-angajat. Deci este foarte complex. Este imposibil să ne ajungi la disensiuni care se ducă iritare, care se ducă spre emoții de furie, de enervare. Problema nu e asta, problema este comportamentul pe care îl avem. Iar comportamentul avem, de ce? Pentru că am fost învățați că furia este proastă. Ăsta era mesajul meu. Ajung astăzi foarte greu la voi. Comportamentul e problema. Negând emoția, comportamentul o să fie destructiv în viața ta. Acceptând emoția, poți să ai un comportament iluminator. Poți să oprești, frate. A fost odată un călugăr războinic. Deci era cel mai puternic războinic de pe suprafața pământului. Da? Cu sabia lui, deci practic câștiga absolut orice luptă cu oricine. Și puțin mai târziu, spre bătrânețe, s-a retras. A zis că nu mai au sens luptele pentru el. Și s-a dus undeva în vârful muntelui și periodic veneau diversi războinici de pe suprafața pământului să-și măsoare puterile cu el. Și după o perioadă de timp, bătrânul a zis, bă, nu mă mai lupt cu nimeni, știi? Dar unul ambițios a zis, nu, eu mă duc acolo ca să arăt că eu sunt cel mai tare. S-a dus la călugărul războinic, bătrânul războinic, și i-a spus, vreau să ne luptăm ca să arăt că eu sunt cel mai bun. Și a zis, bă, dacă vrei, fii tu cel mai bun, eu n-am ce treabă, eu stau aici în vârful muntelui liniștit. Nu! Lasă, ești un nenorocit că nu vrei să te lăsi cu mine. Bă, n-am chef să mă lupt cu tine, nu mă mai lupt. Eu stau cu ucenicii mei aici, stăm de vorbă, stăm la povești, luptele pentru mine. Ești un nemernic, ești un jigod, ești un pescuip și așa mai departe.
Bătrânul a zis, bă, ok, treaba ta, s-a întors, s-a dus acolo în colib, a început să stea de vorbă cu ăștia. Ăsta a mai spumegat acolo, a mai spumegat acolo, a mai spumegat acolo puțin afară, da? Și până a plecat. Și ucenicii au zis, maestre, maestre, ai văzut cât te-a jignit ăla și te-a scuipat și te-a făcut în toate felurile. Și atunci maestru zice, dragilor, dacă este ziua ta într-o zi și vin mulți invitați și îți aduc cadouri și tu nu le primești, nu le primești, nu le vrei, a cui rămân cadourile? Păi ale lor. Păi și cu jignirile la fel, frate. Dacă aia vin și te jignești, dar tu nu le primești, a cui rămân? Păi la ei rămân, frate, sunt ale lor. Deci tu depinde dacă primești sau nu primești jignirile respective. Este o vorbă. Atât de des să spunem, mai enervat. Nu te-a enervat nimeni, tu te-ai enervat. E valabil și la alte emoții. Da? Mai supărat. Nu el m-a supărat, eu m-am supărat că el a făcut acel lucru. La tine se întâmplă toate lucrurile. Este corect și frumos să trăiești emoțiile. Problema nu este cu trăitul și simțitul și numitul emoțiilor. Problema este cu comportamentul asociat acelor emoții. Deci dă-ți voie să trăiești emoțiile și observă care e comportamentul pe care îl ai. Cu cât îți reprimi mai mult o emoție, cu atât comportamentul tău va fi mai distructiv pentru tine și pentru viața ta și pentru relațiile tale. Și cu bucurie la fel. Sunt oameni care se simt prost că la nivelul lor să stea așa, să râdă ca proști, știi, să se bucure de ceva. Sunt foarte serioși așa. Observați, nu vorbim de furie. Oamenii ăștia nu știu să fie fericiți. Deci orice emoție pe care o reprim îți dă un comportament de rahat. Așa cum băți în curs, foarte serios. Da, sigur. Da. Ce banc bun. Da, ok. Deci orice emoție reprimată îți scade calitatea vieții și calitatea relațiilor din jurul tău. Am uitat gândul, cum se uită. Încerc să nu mă manifest. Unele persoane au observat. În mașurii sunt de neoprit. Sunt mai eficientă, fără să fiu agresivă. Alții, când vor să am randament bun, mă provoacă. Atunci mă simt folosită. Nu. Dacă ceilalți te provoacă și tu te simți folosită, înseamnă că problema este la tine. Pentru că ca războinicul de care îți povesteam, ei își fac treaba lor, te provoacă. Că eu acum dacă mă duc cu copilul, am fost cu Bea, cu fetița la grădina zoologică și era niște capre să le dea de mâncare și striga la ele, hai, arunca cu pietre, nu știu, capra mâncarea liniștit acolo, știi? Adică e rolul copiilor să provoace leul din cușcă, dar leul din cușcă, el decide dacă sare sau nu la gard. Adică nu văd care e problema că ceilalți n-au cum să mă folosească, poate să mă provoace cât vor ei. Deci problema nu e la ceilalți. Cum ai putea să ai pretenția ca ceilalți să nu te provoace? Nu crezi că cer prea mult de la univers? Adică ceilalți să fac exact cum îți dorești tu. Păi treaba lor să încerci și ei ce pot. Te provoacă. Deci interesant este să ieși, te provoace și tu să-ți vezi de treabă. Știi, câinii latră, caravana trece. Dar nu poți, pentru că în momentul în care ai emoție reprimată, când vine provocare, e ca și cum înțepi un balon cu acu, buf, dă pe din afară. Deci asta e emoție reprimată. Dacă poți să te provoace, înseamnă că tu te încarci cu o grămadă de emoție reprimată. Numai puțin. E un fapt ăsta, nu e presupunere. Nu știu cine ești, dar e un fapt. Și voi ceilalți gândiți-vă. Păi dacă sunt atât de ușor de provocat, cum ar fi să fiu ușor de provocat? M-ați zis mulți în curs. Da? Mă știți de ani de zile. Păi știi că nu știu ce... Păi nu-mi pasă, adică... E treaba lor dacă vor să provoace sau să nu provoace. Este treaba lor. Deci nu poți să te atingă nimeni. Tu poți să-ți faci rău. Și cum îți faci rău? Negându-ți, reprimându-ți emoțiile, nefiind atent la comportamentele tale. Cum primești cu o persoană agresivă sau furioasă, coordonezi o echipă numeroasă și nu știu foarte clar cum să diluiesc cu nemulțumirile și furia lor atunci când ceva nu merge bine. Observ o mică discrepanță. Cum să diluiesc o persoană nervoasă, furioasă sau cum ai zis tu, coordonez o echipă și nu știu ce să fac când ei devin. Păi dacă ei toți devin, înseamnă că nu tu trebuie să diluiești cu ei, trebuie să diluiești cu tine, să vezi, frate, de ce îi enervezi pe toți.
Dacă în echipă aveai o persoană care era nemulțumită și furioasă, atunci îți spuneam cum zilești cu o persoană furioasă. Dar dacă cu ei toți ai probleme, înseamnă că problema este la tine. Adică îi calci pe coadă, încerci să o faci pe deșteptul probabil. Și oamenii, normal, când o persoană din fața lor, chiar dacă e șeful, vrea tot timpul să facă pe deșteptul, te provoacă și mai mult. Te provoacă și te întărâtă. Este un fapt asta, este un fapt. Imaginați-vă, toți care ați lucrat cu mine, că ne întâlnim la RIMEP sau la RIBOR și vin eu. Știți că o să vă spun eu cum stau lucrurile și vă rezolv cu toate emoțiile și hai de capul meu, mamă, ce chestii fac și gata, imediat vă rezolv, voi sunteți praf, nu știu ce, nu știu cum, eu o fac și așa mai departe. Păi îți dai seama, știi cum, ca floricelele în cuptorul cu microunde au început să pocnească provocările. Hai mă frate, dar ce fac? Dar imediat ar sări la mine. Toți și aș zice, ce fac eu cu 100-200 de cursanți nemulțumiți într-o sală? Nu, când sunt mulți care te provoacă, sunt mulți care sunt nemulțumiți, cu siguranță este la tine aroganță, este superioritate, este, tu știi ce este, nu știu exact, nu te cunosc, nu știu despre cine e vorba. Furia din copilărie poate reapărea atunci când avem și noi la rândul nostru copii? Cum putem rezolva această problemă? Furia din copilărie. Furia din copilărie, dacă poate apărea atunci când avem și noi, numai puțin, dar care e furie din copilăria mea sau părinților mei? Furia din copilăria părinților mei sau furia mea? Este, studiile arată că, în general, crescând într-o familie în care agresivitatea este la cote ridicate, tendința, nu neapărat ca regulă, tendința este de a construi și a crea o familie în care este agresivitate. Spun că nu este o regulă. Sunt și persoane care ies în extrem în partea cealaltă. Adică persoane care au suferit din cauza agresiunii și își reprimă total furia și stau așa într-un calm plat și încearcă să facă toate lucrurile bine, da? Adică nu este neapărat o regulă. Dar răspunsul este da, e posibil ca mediul de agresiune. Și observați, agresiunea este una, furia e alta. Deci agresiunea este cea care ne-a impactat în copilărie, nu furia. Deci agresiunea verbală, atitudinală, comportamentală, fizică, da, agresiunea fizică, agresiunea ne-a afectat. Noi facem confuzii între comportament. Agresiunea e comportamentul, iar furia este emoția. Emoția este fascinantă, e frumoasă, e puternică, este iluminatoare. Asta a fost pledoarea mea astăzi. Știi că nici nu știam dacă să vorbesc de furie, pentru că e foarte greu de ajuns, mai ales că mulți dintre voi au mai vorbit despre furie. Cunoașteți unele din ideile mele. Este foarte greu de ajuns pentru că noi credem, dincolo de orice îndoială, că furia este nașpa. Te rog, scrieți pe foaie hârtie, furia nu e egal cu comportament, furia e egal emoții. Condamn comportamentul, nu emoția. Da? Dar din cauza că noi condamnăm furia, confundând-o cu agresiunea, cu comportamentul, ne fumăm viața, ne-o fumegăm, ne-o furăm. Da? Dracu m-am enervat să vorbesc despre furie și în 10 minute. Eu scăpos, frate, deștept eu, lasă că rezolv cu furia în 10 minute. Uite că n-am rezolvat nici într-o oră. Deci dacă terminăm în această seară cu această magistrală idee că furia este emoție, agresiunea este comportament. Furia este ce simt, agresiunea e comportament, este ce fac. Înțelegeți? Ce simt e una, ce fac e alta. Îți dau un exemplu, altul poate înțelegi. Dacă, de exemplu, eu iubesc o femeie și simt asta, dar nu-i spun, nu-i om brațe, nu-i dau o floare, nu oprim 5 minute, nu mă uit la ea, nu vorbesc cu ea, nu-i fac nimic, oamenii mă judecă după comportament. Femeia o să zică, bă, du-te dracu, deși eu simt că o iubesc. Ce fac eu este vizibil pentru ea, la furie e la fel. Dacă eu simt că sunt furios, e ce simt eu înăuntru. Oamenii văd comportamentul, ce fac în afară. Da? Văd hotărârea mea sau agresivitatea mea. Ce simt eu, furia mea, e înăuntru meu. Nici asta n-a fost relevant, n-a fost clar. Sunt foarte nervos, nu știu dacă observați, vorbim de furie, frate. Cum pot ajuta copiii când au o furie și în jură, lovesc uneori în pernă? Cum poți să-l ajuți? Care e rezultatul pe care ți l-ai dorit tu din ajutorul lor? Scrie-mi, te rog.
Întrebarea a fost: cum pot ajuta copiii furioși care urlă în jur, lovesc în pernă, în pereți? Da? Asta a fost întrebarea. Cum îi pot ajuta? Și te rog, am repetat pentru ceilalți ca să scrii răspunsul. Ce vrei să obții prin ajutor? Să nu mai sufere. Să nu mai sufere, să nu-i doare pumnul de la perete sau cum adică să nu mai sufere? Adică dacă furia, tocul, deci observi, de asta știam că veți greșit. Să nu mai sufere, dar copilul ăla nu suferă deloc, el este furios. Da? Tu ce crezi că vreau, asta zici, vreau cum să ajut copilul să nu mai fie furios? De fapt, tu să nu mai simt ceea ce simt. Eu pledeam, băi, foarte faină simțirea. Dacă vreau să ajut un copil care este furios, este să îl ajut să-și înțeleagă emoția, să-și o numească și să o valideze. Super, ești furios acum. Hai să vorbim, ia zi-mi, de ce ești furios? Ce te-a enervat? Spune-mi, de ce ești furios? Cum te simți? Zi, sunt furios. Adică, fă-l ca, în loc să nu se simtă înțeles că tu crezi că suferă și copilul nu-i înțeles și o ia razna mai tare, să dă-și cu capul de pereți. Băi, părinte, că nu știu, femeie probabil, nu? Băi, femeie, bă, mamă, bă, ești nebună, sunt furios, nu sufăr deloc, nu vezi că sunt furios? Adică, ce legătură furia cu suferința? Suferința vine din tristețe, tristețe profundă. Da? Când ești într-o situație și cineva te părăsește, suferi, frate, din tristețe suferi. Dacă eu sunt în firmă și unul din angajați pleacă și mă enervez, tu-i morții măsii, da? Ok? M-am enervat. Nu stau și sufăr și mă pun în genunchi și plâng. Deci e diferență între suferință și furie. Vedeți, aveți impresia că oamenii care sunt furioși suferă. Nu suferă, ei sunt furioși, frate. Da? Nu știu cum să-și manifeste comportamental furia și să-și o numească. Dacă vrei să ajuți copilul, învață-l. Copilule, super tare, tuturor ni se întâmplă să fiu furios. Cea mai bună soluție când ești furios să spui: sunt furios, m-am enervat. Atunci poți să-l ajuți. Că tu zici, vreau să nu mai sufere. Între noi fie vorba, numai noi să auzim, ceilalți nu. Adică vreau să nu mai sufere, cum să-l ajut să nu mai fie nervos, să nu mai fie furios. Adică tu vrei să mă înveți pe mine, să mă pui pe mine, Grațian, să te învăț cum să îi reprim emoția copilului tău. Hai să-l ajutăm să nu mai sufere, cum să nu mai fie furios. Nu, lasă-l să fie furios, pentru că el simte că tu nu înțelegi emoția. N-a văzut peste tot, pe stradă, în magazine, în groapa de nisip, copii care iau razna. De ce? Pentru că părinții nu le înțeleg emoția. Cer de la copil, începând de la un an de zile până la 17-18, cât stă cu tine, 20 de ani dacă e cazul, să se comporte cu normele tale. Dacă tu crezi că e urât ca să te enervezi, normal că și atunci copilul, fiind copilul, e mai liber și vreau să-și exprime, să se dea cocorul în jos pe magazin. Nu din proastă creștere, ci pentru că tu nu înțelegi emoția. Nu înțelegi că el, dacă e copil și are 3 ani sau 4 ani, are dreptul lui să fie furios și este sănătos emoțional încă. Nu i-a bușit nimeni emoția și tu vrei să mă pui pe mine, Grațian, să te ajut să-i bușești emoția copilului tău. Nu i-a bușit, validează, eu numești, înțeleg că ești furios. Super tare. Da? Cum să facem totuși să nu ne înfuriem atât de repede? Mă înfurii la volan, mă enervez când nu mă ascultă copilul, îmi sare țandăra prea repede, regret când mă calmez și totuși a doua zi, la fel. Nu mi-ai spus ce regreți. Ai spus că după ce mă calmez regret, dar nu mi-ai spus ce regreți. Ce regreți? Că te-ai enervat sau regreți comportamentele tale? Înjuri, țipi, rănești, jignești, lovești, adică nu înțeleg ce regreți. Dacă nu ești deloc agresiv la volan sau oriunde, deloc, atunci de ce să regreți că te-ai înfuriat? Cum mă comport? Păi asta este... Asta este ideea, că regreți, observați că se clarifică. Regret comportamentul când m-am enervat. Da? Deci comportamentul e problema, nu enervatul. Asta înseamnă că tu ai o părere proastă despre furie. Schimbă-ți părerea despre furie și o să vezi că comportamentul nu va mai fi agresiv. Când te enervezi, zici, bă, frate, ce m-am enervat, băi, ce m-am enervat, numește emoții, am spus. Ăsta e subiectul filmului. Numește emoția, spune, bă, ce m-a enervat ăsta care mi-a tăiat fața, bă, ce m-a enervat, fie rar să fii, bă, extraordinar, băi, nu se poate, frate, bă, ce m-am enervat, da? Ok, am emoția, o simt,
o numesc, o trăiesc, o exteriorizez, nu rănesc pe nimeni, da? Și îmi continui viața și îmi reașez din nou sistemul emoțional. În timp, dându-mi voie să-mi exprim neagresiv furia, va veni normal, naturală, ca la orice om. Pua, mă enervez, ai de capul meu, da. Cei care mă cunosc știu, m-au văzut. Mă enervez, m-am întors, sunt perfect calm. Mulți dintre voi care ați fost cu mine în sală, sigur m-ați văzut că mă enervez, da? N-am lovit pe nimeni, dar se vede că sunt nervos și pot să vă confirme. Vă rog să scriți dacă sunteți care m-ați văzut așa. Când sunt nervos, sunt foarte ferm. Exact ce vă spun la începutul filmului. Până aici. Da? Asta nu e ok. Da? Mi-am exprimat emoția, ce-mi doresc și îmi văd de treabă. Nu validează nimeni? Nu e nimeni care m-a văzut așa? Ok? Da? Deci e perfect ok să te enervezi. Așezi lucrurile în viața ta, rezolvi lucruri, cum am dat exemplu în filmul de 10 minute, aici discuția între noi. Stop, până aici. Bă, frate, poți să obții. Toți oamenii pe care i-am zis că s-au lăsat de fumat și vă spun că m-am lăsat, bă, știi cum, dintr-o dată. Nu cred că n-ați auzit asta. Furia i-a ajutat, frate. Păi ce exemplu mai bun, frate? Da? Oameni care au slăbit. Cunosc oameni care au slăbit mult. S-au înfuriat la oameni. Bă, nu mă mai suport, frate. Nu e ok, frate. Nu mânca haine. Arăt ca dracu. Mă văd. M-am supărat. M-am enervat. Observați. M-am supărat. M-am enervat. Nu mai suport. Nu dau nimic în mine. Nici măcar în greutatea mea nu dau. Dar decizia cu furie este iluminatoare, este spirituală. Mă îndreaptă spre ce 10 de ani de muncă, dacă mă duc și fac 10 ani de meditații în India, nu obțin ce pot să obțin printr-un moment de furie cinstită, curată, spirituală, ecologică. Și mi se pare că mă furie din nimicuri, prea repede totuși. Am iar razna, tremur. Dacă te înfuri din nimicuri și o iei razna, știu sigur, deși nu te cunosc, știu sigur că nu-ți dai voie să te înfuri pe lucruri care contează pentru tine, lași de la tine, strângi emoția în tine și pentru orice rahat izbucnești. Deci încearcă să depistezi momentele reale în care simți această emoție că te sâcâie și spuneți, bă, asta mă enervează, asta mă irită, asta nu-mi convine, asta nu e ok pentru mine. Deci spuneți asta. Ție, nici nu trebuie să spui cuiva. Depistează-le și o să vezi că nu o să te mai înfuri pe nimicuri. Cum dealuiești cu persoanele cârcotașe sau care devin agresive atunci când se înfurie? Ar trebui să reiterăm niște limite, să plecăm de acolo? Cum dealuiești cu persoanele cârcotașe care se înfurie? Presupunând că tu ești un fel de persoană angelică, zen și senină, da? Niciodată o persoană nu o să se înfurie dacă nu are iritarea ta și nemulțumirea ta la fileu cu care să rezoneze. Deci, întrebarea este mult prea vagă. Depinde de genul de relații, depinde de situații, depinde de context, depinde de relații de job, relații de familie, relații de asta. Dacă persoana este cârcotașă, față de cine e cârcotașă? Eu merg pe stradă și e cârcotașă față de calitatea pâinii pe care a cumpărat-o și o observ pe geam din mașină și nu știu cum se diluiesc. Cârcotașă față de alții, față de tine, e mult prea complicat întrebarea. La nivel generic pot să spun, oamenii nemulțumiți și cârcotași există dintr-un singur motiv, că le merge. Deci că le merge. Dacă nu le-ar merge, n-ar fi cârcotași. Păi și ce să fac? Să te înfuri. Cum să te înfuri? Ecologic. Zici, acest lucru nu e ok pentru mine. Punct. Păi, acest lucru nu e ok pentru mine. Nici nu vreau să aud. Da? Deci, ferm. Furia, fermitate. Exact ce spuneam în primul 10 minute. Ok. Am luat furia, l-a dus și l-a întors și l-a răsucit și l-a... V-ați ambalat așa puțin, intenționat, am vrut să vă ambalez așa puțin, pentru că să vorbim despre emoții fără să o simțiți așa un pic și v-ați dus deja în cazuistic, în situații și așa mai departe. Ok, din punct de vedere cognitiv și rațional, important pentru mine este să reții faptul că furia este emoție, acțiunile sunt comportamentul.
Noi nu ne simțim vinovați pentru emoții, pentru furie, ci ne simțim vinovați pentru comportamente. Ceilalți din jur nu ne critică pentru furie, ne critică pentru comportamente. Din cauza asta toți dăm în emoții, ne blocăm emoții, distrugem tot în jurul nostru, ne facem praf viața și credem că furie e de vină. Furie nu e de vină niciodată. Ceea ce facem și comportamentele noastre, ăstea sunt de vină. Nu este o soluție să-mi schimb comportamentele, pentru că nu o să poți acest lucru niciodată. Soluția este să diluiești cu furia ta, da? Să faci pact cu furia ta, cum se zice spiritual, să o accepti, să te împrietenești cu ea, la 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 și așa mai departe. Bun, dar cum fac asta? Ți-am spus cum faci asta. Numești-o, zi pe nume, prietenul tău cel mai bun îi zici pe nume, da? Deci cu apropiații zici pe nume, dacă vrei să te împrietenești cu furia, zi pe nume. Când o simți, spuneți, bă, m-am enervat, bă, sunt furios. Spune-i pe nume, spune și vorbește despre tine, vorbește cu eu. Eu m-am supărat, eu m-am enervat, eu m-am înfuriat. Băi, ce m-am enervat, da? Exprimă-ți emoția vorbind despre tine și numind-o pe numele ei, pentru că e emoția ta, frate, emoția ta care poate să te ajute. Nu pierde ajutorul pe care poți să-l primești toată viața de la această emoție dacă te împrietenești cu ea. Se fine. Zi. Ce vibrație este? În care paradigme vrei să-ți vorbesc? Nu vorbesc una din paradigmele care nu sunt comune tuturor oamenilor care sunt aici. Dacă vrei să-ți vorbesc pe scara emoțiilor, care este corelată cu diverse tipuri de scări de vibrație în care se pot face măsurători, după cum ți-am spus, rușinea este, după aia este vinovăția, da? Tristețe, frică, furie. Da? Deci furia este cea mai înaltă în vibrație emoție neplăcută și condamnată, adică cu care nu suntem confortabili. Deci noi fugim de rușine, vinovăție, tristețe, frică, da? Și furie, a cincea emoție dintre cele blamate, din cele care pe care le respingem, cu care nu ne simțim bine și cu care nu suntem de acord. Din toate cele cinci, furia este cea mai înaltă ca vibrație, pentru că este furia, este emoția motoare care ne scoate din cușca emoțională, este emoția activă, spre deosebire de exemplu de frică și de tristețe, care sunt emoții pasive, da? Și rușine, vinovăție, care sunt emoții total dezenergizante, da? Deci furia este cea mai bună emoție din toate emoțiile pe care le condamnăm. Departe, de asta am fost atât de pasional vis-a-vis de cât de bună e furia. Deci furia este cea mai bună, cea mai mișto din toate emoțiile. De asta o folosesc toți. Imaginați că să ciocnesc două mașini, ei să iasă în furie. De ce? Ca să nu fie triști că li s-a întâmplat asta, să nu simtă vinovați, să nu fie rușine că nu s-a uitat, frate, să dea prioritate, da? Okay? Deci nu vor să trăiască aceste emoții și atunci sunt furii. Deci furia este cea mai bună din toate emoțiile nașpa. De asta sunt furii toți. Toți sunt furii. Absolut toată lumea. Și tu din furii. Deci e emoție foarte bună. Vezi, uite, un mod de a pune problemă. Dacă te afectează, înseamnă că o gândești o stare din personalitatea ta care există, dar o reprimi sau o exprimi. Dacă te afectează, oglindești o stare de impersonalitate a ta pe care o reprimi sau o exprimi. Este mult prea deșteaptă această afirmație pentru mine, deci declin competența măcar de a înțelege formularea. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Furia este o emoție, este a noastră, este un dat al organismului uman în sistemul emoțional. Este asociată și conectată cu sistemul nostru hormonal, dacă vrei, mai degrabă așa ar fi, da? Cu se secretă mult testosteron, știi, care anulează cortizolul, care e hormonul stresului, da? Dar nu înțeleg. Adică probabil că-s de acord cu ce ai spus. Sunt Te enervezi, încearcă să identifici de ce acel lucru te afectează așa mult. Ok, dacă eu am o vorbă, când te enervezi, încearcă să te identifici. De ce acel lucru te afectează așa mult? Deci, colegul spune în felul următor, când te enervezi, încearcă să identifici de ce te enervezi. Da, ce știu eu, urmărește două persoane, frate, când se ceartă, este imposibil, e incapacitare de analiză rațională și este un firesc dat uman. Dacă nu ar fi așa, cum ar fi să te ceri cu nevastă ta și brusc în timp ce te ceri nevastă aruncă cu o crață prin casă după tine, tu să stai
ia sta puțin să identific care e cel lucru care mă afectează, de ce mă afectează pe mine atât de mult. Și nevastă ta, ca în Matrix, cu cratița la mijlocul drumului, se oprește aici. Hai să identificăm, nu se poate, nu-i omenesc, nu este cazuistică practică. Oamenii de obicei după sunt vinovățesc sau vin, bă frate, mă enervez, nu știu ce să fac. Dar când te enervezi este cam greu să faci autoanaliză. Nici analiză pe alții nu e ușor de făcut pentru că le vezi comportamentele. Da? Simt acea emoție. De ce îi deranjează? E nerelevant de ce îi deranjează. Este mai mult relevant care e comportamentul care l-au ca atare. Da? Adică dacă, de exemplu, cași un ciop de sticlă, da, și te înțepi, poți să zici, tu-i morții măsilul ăsta, sau zic, aoleu, mă duc la spital, ce fac, sau aoleu, ține-mă, sau, da? Adică poți să ai diverse comportamente de la același stimul, aceeași persoană, persoane diferite au comportamente diferite, de la cel deranjează pe unul, nu-l deranjează pe altul. Este foarte greu, mai ales în cazul acestei emoții furii, să-ți faci analiză și mai ales chiar în timpul în care te înfurii. Dacă ar fi atât de simplu, cât de frumos ar fi. Eu nu pot. Dacă voi puteți, felicitări. Cum pot calma un copil din ce își exprimă furia? Sunt foarte multe cazuri, pentru că copilul poate să-și exprime furia pentru că a simțit-o într-un anumit context sau i-a făcut o nedreptate, da? Sau pur și simplu să joacă cu această emoție, sunt diverse cazuri. În principiu, depinde și de vârsta copilului, recomandat ar fi să-i validezi copilul, adică să-i zici, ce, cum ești, ești furios, nu? Adică să-l întrebi, să-și numească, să-și vadă, ca să știi, să înveți, să nu ajungă peste 10 de ani de zile să uite la live-urile cu mine, da? Să știi că atunci este furios. Deci dacă vrei educație emoțională cu copilul tău, când se înfurie, ajută-l, însoțindu-l, spune, auleu, ești furios așa, nu? Cum ești acum? Cum te simți? Furios? Uite, vezi, așa mă simt și eu când sunt furios. Ăsta este o stare naturală, nu? Ești furios? Uite, așa sunt și eu când sunt. Ia spune, sunt furios, m-am enervat, da? Asta e ce poți să faci pentru copilul tău. Majoritatea oamenilor nu fac asta. Spun, stop, nu, urât, nu mai fac așa, jap, jap. Da? Adică, este fascinant, știi? Copilul se enervează, eu mă duc să-i trag o palmă. Oare eu eram furios? Adică îl condam pentru că a fost furios? Eu am fost furios când i-am dat o palmă sau i-am dat o palmă fără să fiu furios? I-am dat-o cu calm și cu blândețe și din pură pedagogie. Da? Adică cea mai bună educație emoțională este să însoțești copilul ca atunci când are emoția să și-o depisteze și să o numească, ca să o învețe, să se împrietenească de mic cu ea. Cei patru cavaleri Apocalipsei care distrug relația de cuplu sunt criticismul, înțelegeți criticismul, nu-i bine aia, nemulțumirea permanentă, stoneul, răceala, deci momentul în care celălalt merge foarte mult pe criticism, de obicei vine din partea cealaltă stoneul, adică răceala și necomunicarea, da? Al treilea cavaler al Apocalipsei este defensiva, în momentul în care zic, bă, uite, te rog să pui și tu paharul pe masă când bei apă. Păi da, dar nu, că uite că n-am avut timp să pun, că m-am dus acolo, știi? Adică practic simți că nu poți să comunici cu cealaltă persoană, că se simte atât de tare vinovat pe nimic, că tu nu ai spus decât să-l joci ceva ce ți-ai dori. Sau, așa intră în defensivă și devii unul din cele mai neplăcute lucruri defensiva. Nu vă sunt cunoscut. Uite că te-aș ruga sau uite dacă vrei. Sau... Păi da, dar stai că uite, nu știu ce, nu știu cum, dar defensiv, explicațiile așa, tot timpul la orice. Adică niciodată nu spune, a, da, sigur, nicio problemă. Observați? A, da, sigur, nicio problemă. Păi nu, că stai că uite că n-am avut timp, n-am făcut-o. Ia, bă, zi, uite, s-a așa de ocupat că n-am avut timp. Bă, frate, dar eu nu ți-am zis, nu te-am judecat, nu te-am condamnat, nu te-am acuzat, nu intra în defensiv. Defensiv e al treilea. Și al patrulea nu mi-l aduc în momentul ăsta aminte. A, disprețul. Disprețul este desconsiderarea, care se poate face în cuvinte verbal sau non-verbal. Da? În momentul în care fac verbal, zic, bă, frate, nu ești bun de nimic, da? Este una. Iar dacă o fac non-verbal, o fac privirile de așa. Nu cred că n-ați zis cupluri chiar la petreceri când unul din ceilalți doi se uită așa la celălalt. Adică mă fac de râs cu tine sau ești de rahat. Ceea ce pot să spun, de exemplu, la dispreț este că studiile arată dincolo de îndoială când pe fața femeii se vede
mai ales în public, disprețul la adresa bărbatului, maxim 4 ani de zile cei doi sunt în divorț. Eu spun cel puțin în divorț emoțional, nu mai au nicio treabă. Poate mai coexist în casă o perioadă de timp. Întotdeauna disprețul, deci distruge relația. La fel ca și criticismul, defensiva și stoneul. Ăștia sunt cele patru metode temeinice prin care se distruge relația de cuplu. Sunt garantate și sigure. Deci pur și simplu, dacă ești într-o relație care vrei să termine, deci bagă unul din ăsta mai tare și s-a terminat. Ok. Mai bine te înfuri. Să știi că ești mai mult în relație dacă te înfuri. Dar te înfuri fără criticism, da? Ok? Fără dispreț, da? Ok? Te înfuri și spui: bă, frate, nu mai pot, auleu, m-am săturat, m-am enervat, m-am... Da? Ok? Vorbește despre emoția ta, așa vreau să închidem. Vorbește despre emoția ta, numește-o și elimină în felul ăsta comportamentele agresive, care sunt comportamente și ele dăunează celorlalți și relațiilor tale. Niciodată nu emoția nu dăunează celorlalți, ci doar ce faci tu când ai emoția. Vă îmbrățișez, mă bucur că ați fost alături de mine. Ne vedem la următoarea emoție. Scrieți și voi ce care e următoarea emoție despre care vreți să vorbesc. Îmbrățișări!